Salutare, dragi prieteni! Sunt Vlad Codreanu. Cu siguranță că petreci această săptămână extraordinar. Astăzi un nou vlog cu noi întrebări pentru colegii mei. I-ați văzut în episodul precedent că s-au descurcat de minune la întrebările unde trebuiau să găsească rima. Iar astăzi sunt întrebări de logică, dar și hazlii. Pun pariu că la multe dintre ele nici tu nu cunoști răspunsul. Dar nu-i nimic, pentru că acum vei ști. Nona, ce se află între soare și pământ? Aer. Explicație și... Asta sunt întrebări de este genetică. Cum se numesc dacii care gândesc? Gândaci. 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 Care este diferența între 1000 de urși albi și un urs alb? Cifra doar, cantitatea. 999 de urși albi. Ei, dar cam pe acolo, dacă așa ne gândim. Direcția a fost corectă. Când spune un eschimos, bună ziua? În limba lui, cred că. Putate, nu știu, bună ziua, după ce se termină, iarna, probabil. E acolo jumătate de an zi, jumătate noapte. Când învață românește. Dacă 10 bărbați au construit un zid de 10 metri într-o zi, la 2 bărbați, cât timp le trebuie să-l construiască? Într-o zi, câte un metru fiecare construiesc, logic ar fi. 10 metri, 10 bărbați, 1 metru, 1 bărbat, 2 bărbați, 2 metri. Niciun timp, zidul a fost construit de ceilalți 10 bărbați. A, da, este un întregător și trecea de alert. Ce nu poți mânca niciodată la micul dejun? Un steak n-aș mânca. Preciz. Nu poți niciodată mânca la micul dejun, prânzul sau cina. Da, este logic. Dar măcar la o întrebare am să răspund normal. Nona, mulțumesc! Cu plăcere! Vreau să rămân în lumea ta plină de iubire. N-am mai fost îndrăgostit de așa nicicum. Ionela, ce se află între soare și pământ? Cum se numesc dacii care gândesc? Gândaci. Care este diferența între 1000 de urși albi și un urs alb? Diferența de mână? Explicație. 999 de urși albi și un urs alb. Când spune un eschimos bună ziua? Când învață limba. Dacă 10 bărbați au construit un zid de 10 metri într-o zi, la 2 bărbați cât timp le trebuie să-l construiască? Păi dacă 10 bărbați au construit zidul de 10 metri într-o zi, 2 bărbați. Încă o dată. Dacă 10 bărbați au construit un zid de 10 metri într-o zi, la 2 bărbați, cât timp le trebuie să-l construiască? Zid de construit, deja. Ce misteri. Ce nu poți mânca niciodată la micul dejun? Prânzul sau cera. Felicitări! Mulțumesc! Mersi! Îmi bate inima, ești ce e dragostea. Îmi bate inima și noaptea întreagă e a mea. Îmi bate inima și nu știu ce să fac cu ea. Nu vreau altceva ce-ar putea schimba viața ta și a mea. Salut, Roxana! Ei, salut! Ce mai faci? Cum la tine? Fac bine, mersi mult. Mă bucur să te văd. Roxana, îți dau întrebări, iar tu răspunzi la întrebare.
Eu răspund numai la întrebări decente, da? Ne-am înțeles. Da. Ce se află între Soare și Pământ? Atmosferă. Explicație și... În sens. Soare și Pământ. Ah, iată cum. Cum se numesc dacii care gândesc? Dacii care gândesc? Basarabeni. Explicație, gândaci. Suntem, cum să zic, neamul lui Ștefan. Tu zici de daci. De... Care gândesc, de... gândaci. Hai, de capul meu. Bun, ok. Eu prea m-am aprofundat în filosofia ta. Acasă băieță ești așa de prostă. Hai. Simplu, ai vrut să zici. Eu special. Care este diferența dintre 1000 urși albi și un urs alb? 1000 de urși albi? Și un urs alb. Tu știi, întrebările tale sunt cu așa un dechis, că acum deja trebuie să-mi dai și 5 minute ca să mă gândesc. Nu pot să-ți răspund. Noi avem timp. Avem timp, da? Între 1000 de, dar nu o să ajung timp. Între 1000 de urși albi și între un urs și 1000. Da. Păi și? 99 de urși albi. 90, da. Am înțeles. Când spune un eschimos bună ziua? Niciodată. Când învață românește. Da, ai văzut vreunul din ăsta? Să poată să spună bună ziua, să știe română? Eschimoși din ăștia care nu știu română, ieși aici în parc și vezi 99, din 199 nu cunosc română. Nu, dacă, și toți sunt eschimoși. Dacă îl înveți, o să zic. Păi, dar cum să-l impui să înveți română, că nu vrea să învețe, că trăiesc aici câte 50 de ani și nu știu nici bună ziua, apoi cum? Dacă 10 bărbați au construit un zid de 10 metri într-o zi, la 2 bărbați cât timp le trebuie să construiască? Hai încă o dată, că e foarte complicat. Încă o dată. Dacă 10 bărbați au construit un zid de 10 metri într-o zi, la 2 bărbați, cât timp le trebuie să-l construiască? Depinde câtă vodcă o să bei. Niciun timp. Zidul a fost construit de cei 10 bărbați deja. Păi, dar nu e interesant așa. De-am fost construit, nu, tu, că tu cu dai întrebarea. Dacă au construit 10 în 10 zile, păi 2 în câte... Dacă matematica e simplă, înseamnă că în 2 ore. Dacă, nu, acolo trebuie de gândit 24 de ore, înmulțești la 10 zile, da? Vedem. Să nu ne aprofundăm, îți spun că zidul deja a fost construit de cei 10. Păi și mama întreb. Ce nu poți mânca niciodată la micul dejun? Eu personal? Nu numai tu, adică oricine, toată lumea. Ce nu poate mânca niciodată la micul dejun? Mi se pare ceapă sau usturoi. De ce? Pentru că cum să mănânci usturoi la micul dejun? Niciodată nu poți mânca la micul dejun prânzul sau cina. Doamne, ce ești tu de... Mulțumesc mult, Roxana. Gata? Da. Repede, distribuie pe Facebook! Acum este momentul ca toată lumea să știe cum s-au descurcat și de data aceasta. Nu uita să te abonezi la canal ca să fii mereu la curent când va apărea un nou video. Abonați-vă la canalul lui Vlad Codreanu și veți zâmbi toată ziua! Salut! Sunt Ana Maria și te invit să te abonezi la canalul lui Vlad Codreanu. Hai noroc, domnule Vlad Codreanu!